Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. De-abia ce am terminat și eu de filmat ceva și chiar acum am pus la, la postat, așa că apăsați clopoțelul ca să vedeți videoclipul intitulat. De deci, ce ori în Crăciun o să vă membru ca să-l vedeți chiar acum... Că este exclusiv pentru membri. Dar revenind la uile noastre. Astăzi am să vă învăț cum puteți vedea din nou butonul de dislike-uri pe YouTube. Pentru că ghiciți ce, se poate, putem vedea dislike-urile chiar dacă nenea YouTube le-a scos din. de pe YouTube, practic nu le mai. teoretic nu le mai vedem, dar practic am găsit o soluție. Soluția se numește, uite te la videoclipuri de la străini și copiazele. Așa că astăzi voi face ca majoritatea youtuberilor români. Am văzut că există o extensie de fapt nici nu mi-a trecut prin cap să folosesc ideea de extensie. Eu am mai fost extensie de-a lungul timpului ca să văd tagurile cele mai pun alți youtuber la ei. De vezi oameni care n-au treabă cu alții dar își pun taguri cu ei ca să furești de, de pe la unii de pe la alții uh, vizionări. În fine, astăzi o să vă arăt cum folosiți o extensie și cam cât de acurată este. Nu este cea, are cea mai mare exactitate și am să vă arăt la videoclipurile mele cât de bine arată sau nu dislike-urile. Dați frumos, scrieți pe Google YouTube dislikes, dislike extension și intrați pe primul link, va apare extensia aici, eu deja o am adăugată, dai pe ea să ți-o adaugi în Chrome și gata, stai că îi dau, eliminați din Chrome, remove, îi dăm adaugă în Chrome ca să vedeți cum e, se verifică, îi dăm add extension și imediat trebuie să ne apară. Ia, ok, mi am încărcat-o aici, gata, și avem extensie aici și uite, ne recomandă și mai multe extensii. Uh, dar ce e mișto aici, a, dacă dăm refresh Nu ne arată acum Așa, bun Ne arată fix pe ăsta de la YouTube Rewind Câte dislike-uri are Că na, cred că moare YouTube de ciudă Că primește multe dislike-uri de la Rewind Bun, și hai să vă arăt cam cât de acurată Cât de exactă este extensia noastră cu dislike-urile Ne vom uita la videoclipurile mele Că eu pot să-mi văd dislike-urile Hai să luăm cel mai popular M mă rog, ăsta ar fi cel mai popular videoclip acum că mi l-au șters pe cu 3 sferturi de milion. Dar vom lua clipul ăsta și uite, mie mi-arată aici. Am 4689 de like-uri și doar 230 de dislike-uri. Intrăm pe video, dăm pe link aici și hai să vedem cât ne zice. Nu ne zice cu cea mai mare acuratețe, dar ne zice oarecum. Bineînțeles că am și demonetizare la video ăsta că nu mi-a apărut reclama. Și hai să vedem ce avem aici. Uh... Deci 4688 de like-uri, astea cred că mi le arată corect, am chiar 689, deci am un like în plus față de ce mi arată aici, și 233 dislike-uri, aici cât am? 230, deci mi arată cu 3 mai multe, nu ți arată cu exactitate, dar ți arată pe acolo ca să știi cam cum e treaba, măcar vezi chestia asta de echilibru așa, o să intrăm și la niște videoclipuri care nu sunt de la mine, dar sunt sigur că au foarte multe dislike -uri. Hai să-l mai luăm pe ăsta cu nu traduc pe Google Translate. Ăsta mai multe dislike am 690 de dislike-uri că v-am tras, ori vouă, ori alții care au văzut atunci videoclipul, v-am tras dita mai sperietura. Așa că, hai să dăm frumos aici. Să vedem câte, câte dislike-uri am cu adevărat. Aici n-am primit de monetizare, deci îmi apar reclamele. norocul meu. Avem 706 dislike-uri. Atâta mi-arată pe extensie, dar eu am de fapt doar... 690 aici mi arată mai multe toate putem parcă mi-a mai puține am și uitat câte mi-a arătat Bun hai să dăm și pe un video să dăm pe videoclipurile mai noi Hai să dăm pe videoclipurile mai noi ăsta update de ce urăm urăm Crăciunul încă nu s-a terminat procesat Uite mai este aici un video pentru membri încă un video pentru membri în fine hai să dăm la videoclipul ăsta cu Microfonul că am făcut review-ul la microfon și hai să vă arăt uh, cum stă treaba. Deci aici pe YouTube îmi zice că am două dislike-uri și 64 de like-uri. Like-urile mi le arată, e, aici mi arată doar un dislike. Deci nu ne arată cu exactitate. Hai să vedem uh, dacă ne arată la alții, ne, ne arată dislike-urile sau nu. Hai să vedem YouTube Rewind. Pentru că bine, ăsta 2018 mi se pare că a fost ăla cel mai prost Rewind. De apare Will Smith la început cu Oh, de azat, that. oh, de azat, that. sau cum zice. Dar a fost mișto că a făcut și Mister Beast și PewDiePie au făcut remake-uri. Oricum, băieții ăștia doi lucrează bine. Dar cred că Mister Beast o să-l întreacă pe PewDiePie la ăstea la... Ăștia la abonați, sigur. Hai să vedem câte dislike-uri ne arată la ăsta. Ne arată 3 milioane la 20 de... Așa. Nu știu dacă o fi făcut ceva... Uite, să vedeți dislike-ul meu. Nu știu dacă... Uh, 20 a arătat parcă și pe extensie și pe de la extensie, nici nu mai știu. Oricum, nu știu dacă o fi băgat și asta YouTube-ul ceva atunci ca să mai taie din dislike-uri. Oricum, vă dați seama cât a clanța și a luat YouTube-ul. Hai să vedem la asta făcut de PewDiePie. Cum e? Uite, apare și reclamă PewDiePie, la PewDiePie doar 100.000 de dislike-uri. 125.000 like-uri 9,5 milioane, a strâns mai multe like-uri decât rewind-ul de la YouTube. Dar asta e că mai ăsta pe 2019 și rewind după pe 2020 sau n-am mai făcut YouTube rewind pe 2020? Ia să vedem. n a făcut, cred că n-am mai făcut. Rewind Indonezia, lasă-mă mă cu Indonezia. N-a făcut pe 2020 înseamnă. Sau lor fi scos? Nu știam că a făcut. N-a făcut. Deci dacă n-a făcut YouTube Rewind pe 2000... 20 asta e. să văd ceva aici cu butonul de dislike. Parcă la ăștia e un videoclip. Stai ce? Deci canalul să se cheamă YouTube, dar vă că apar videoclipuri și si de la alții. Top trendings ok, no. așa, YouTube Creators era ceva, parcă YouTube Creators. Să pun și si dislike trebuie să mai apară clipul ăla în care ne zice că au scos dislike-urile. Ia uite mă. 27.000 de like-uri. Cred că oamenii de-ai lor au dat like aici. Și 500.000 de, de dislike-uri. Nu prea a fost așa văzut video ăsta. Dar totuși. Ai un canal cu... Deci ai un video cu 3 milioane de vizuri și ai luat jumătate de milion de dislike-uri. Deci lumea te urăște. Nu glumă. Ai, bine, aici din nou s-a făcut efectul ăla a venit lumea doar ca să-ți dea dislike. La YouTube Rewind 2019 pe la fel. Aici n-au mai fost atât de multe dislike-uri că au făcut mai altfel. Ăsta rewind ul o băgat și pe PewDiePie și mai bine. Ia, Mr. Beast cât te-a strâns aici? Ia, acum l-a pus pe Mr. Beast aici. Rewind 2020. L-a postat pe 1 ianuarie. Am înțeles. Oricum, Mr. Beast, omul ăsta, tot respectul meu, to e doar cu un an mai mare ca mine și face ce face. Tot abia am, acum am fost în stare să folosesc un green screen și el... E, cred că, cel mai tare om din generația mea după întreaga planetă, efectiv, la ce face omul ăsta. Tot respectul meu pentru Jimmy. Născut în 98, deci are doar 23 de ani și se pișă pe toți, pe toți youtuberii de pe planetă. În fine, doar 87.000 de dislike-uri, 4.7 milioane de like-uri. Cât de cât e acurat. Hai să facem și un pic scandal. Ia să văd. Îmi cer scuze. Să văd. Cine mi-apare care și cere scuze? Nu asta nu asta Nici să nu te aud. Ia, îmi cer scuze, chiar plâng de la Vlad Alexandrescu, e Cum vedem aici, ne vedem, îi vedem dislike-urile, îi le vedem, jumii juma. Și se preface asta că plânge. Ia să caut Pare rău. Tot așa, youtuber de ăștia care își cer scuze. Nu mai apar pe aici. Sunt dacă apare la alu Colo, dar nici nu mai caut. Mai ziceți niște videoclipuri de-astea. A, ah, gata, știu. Aoleo, stai că scriu altfel. Most dislike video on YouTube. Să mi le dea așa. Most Să mi le dea așa că nu vreau să caut eu. Voiam să văd ăsta la al doilea. Deci ca idee. rewind ăsta de la YouTube a strâns mai multe dislike-uri decât melodia asta lui Justin, Bieber, a lui Justin Bieber. Și asta are multe dislike-uri. Văd că mai e un video la Jake Paul, mai e un video de a lui PewDiePie. El a vrut să strângă un bilion de dislike-uri. Uite că a strâns 5 bilioane de dislike-uri. Ce mai e pe aici? Santro Trope o grama de melodii pe aici. Ia, Pokémon Go Song. Hai mă, cum poți să dai dislike la Pokémon Go Songs? Nu poți să dai dislike la Pokémon. Dar cât de cât le vedem pe aici. Gundam Style. Asta are și multe view-uri de -aia apar uh, dislike-uri. Aia, două Top 3 milioane de dislike-uri la 23. Nu prea se simt chiar așa. Cred că ne-am lămurit și cu această extensie. Deci, sper să vă fie utilă această extensie de la de la de extensie ca să vedeți dislike-urile, așa vă puteți spiona youtuberii voștri preferați, să vedeți câte dislike-uri au. Hai să vedem. Satana Cartoons Că și Satana Cartoons aveau multe dislike-uri Toate episoadele Ăsta n-are dislike-uri multe 114 și 10.000 de like-uri Bă da, a fost genial cu Satana Hai să vedem de-astea mai vechi, 8 ani, uite E bine că lumea a repostat Astea și s-au strâns și vizionări La Satana Cartoons 300 de dislike-uri Nu mai sunt alea originale, că alea originale aveau multe dislike-uri Ziceți-mi mă Cineva care are Știți ce dar îmi imaginez că eu sunt pe live acum ca să îmi spuneți. Nici nu știu ce să caut. Ceva mai românesc așa cu multe dislike-uri. Hai să, hai să, vedem clipul ăla acolo. Îmi cer scuze. Ia, mi-apare clipul ăla de atunci? Nu mi-apare. Nu mi-apare. Asta nu e ăsta. Nu mi-apare. Are video la în care și-a cerut scuze și... Uh, avea multe dislike-uri acolo. Nah, nu mai, nu mai e. În fine bine cred că pot să caut să intru la manele să văd câte dislike-uri sunt acolo Da n-am de gând să intru la așa ceva Apropo uite mi-a apărut uh, clipul ăsta lui Nelson Vedeți că în clipul ăsta lui Nelson Stă în halat și nu poartă chiloți Și se văd ouțele Așa că dacă vreți să vedeți niște ouă Te zici că sunt guse de curcan Uitați-vă la clipul ăsta lui Nelson în fine, hai să închid dreacu cu tabul cu gunoiul ăla, așa, cu colo, bun. Deci cam asta ar fi și videoclipul, sper că o să vă fie util, chiar vă rog să mă spionați să vedeți câte dislike-uri am, haterii mei care veni să-mi dați dislike-uri după 50 de conturi, chiar vă invit să vă puneți extensia și să vedeți câte dislike-uri am, oricum, poate cine știe, o să bage înapoi dislike-urile, poate nu le vor băga înapoi niciodată, cine știe, eu sper să le bage, dacă nu le bagă, nicio problemă, ne descurcăm noi, avem extensii, Apropo, dacă mai vreți o extensie bună pe care să vă recomand, eu mai am asta cu YouTube Tags. Am asta cu tagurile de la YouTube și când intru în descriere pot să văd așa ce taguri au folosit YouTuberii. Hai că mai fac asta ca să fie treaba treabă, Mai ziceți-mi pe Hai, hai, hai să intrăm la iRafail. Da, un, că să mai zic și de altul, nu doar de cod. Intrăm la Rafael și să vedem câte ce taguri are. Și vedem aici. Hai Rafael, 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 mai seamă ca Rafael GTA 5. Na, astea sunt tagurile lui. La mine găsiți toate mizerile de le pun în taguri. Hai să intrăm la, mai ziceți uite, hai la 99 Vehicles. Să vedem ce taguri are 99 Vehicles. Uite, apare și reclamul lui, am făcut așa. Omul meu nici nu pune taguri. Altu. Uh, Cătălin Moise de la Zafet. Hai să vedem ce taguri are Nici el n-are taguri uh, Zona IT, ce taguri are? Ia să vedem, are taguri? Are câteva taguri Zona IT, Vlog tech, Purificator, Ikea Ikea, Birou, nu știu ce Este că dacă intri Mă rog, asta se făcea înainte, acum nu știu dacă se mai face așa Dar dacă intri la youtuberi mari De ăștia de duzină, dar mari în cifre Și te uiți la tagurile lor Să zicem că posta Shelly, da. Să nu, hai să nu ziceți că am ceva cu el. Uh, Max Infinit, uh, Tequila. Uh, oricine, ziceți voi un youtuber de asta mare, care n-are ceva unic. Uh, în taguri pe lângă că avea el și numele jocului și niște taguri de astea Gaming, România, România, vlog vloguri, începea să pună numele tuturor uh, youtuberilor ca să le... În momentul în care ai taguri cu altul, e pos dacă unul se zicem își pune tag cu o video 666, e posibil atunci când uiți la video meu să apară un video de-al lui. Da? Doar pentru faptul că are în, în tag uh, numele meu. Adică tagurile astea practic funcționează ca pe... Da, funcționează oarecum ca alea de pe TikTok sau de pe Instagram. Ca un fel de search dacă scrii ceva la, pe YouTube la search Și e search-ul ca pe post de tag îți apare videoclipul ăla Hai că ați înțeles voi ideea Băi sper că v-a fost util videoclipul ăsta cu tagurile, La fel ca ăla cu de ce urăm Crăciunul îl, ve îl vor vedea membrii înaintea tuturor Dar nu fiți triști Le veți vedea și voi Da, nu e nicio problemă dacă nu vă luați membru Așteptați o săptămână să vedeți uh, clipurile așa Sper că v-a fost util Spionați pe cine vedeți voi că are multe dislike-uri, dar își dă aere că are o comunitate de la apreciază că acolo are mai multe dislike-uri decât like-uri. Eu nu cred că am videoclipuri cu mai multe dislike-uri decât like-uri. Abia aștept să am. Chiar vreau să văd dacă o să ajung și o să am așa. Uh, hai să ne uităm și la Codrin. Ne-am uitat la Codrin cumva? La like-uri și dislike-uri și la taguri. Hai să ne uităm la Codrin. Codrin n-a mai postat de mult și hai să dăm pe cel mai popular video al său. Bă, da, Codrin n-am mai postat de o lună totuși. Ia, dacă punem pauză. Hai să vedem. Taguri. Codrin Brada Satana Eco Codrin vs. Eco Rebattle. Atât. Dislike-uri. 3200 de dislike -uri. Și 250.000 de like-uri. Asta fiind melodie. A strâns multe view-uri. Chiar mă mir. O milioane de... De view-uri. Bine, la Codrin e și normal să strângă mai multe... View-uri ce e așa muzical. Dintre astea cam care n-ar fi muzical. Ăsta cu cele mai proaste glume din lume. Dacă tot vorbim de Codrin, știți care este videoul meu preferat de la Codrin? Ăsta, mi-am bătut părinții în biserică. Deci clipul ăsta e mortal. Are, deci uitați și voi, are 62.000 de like-uri. 62.000 de like-uri și doar are 600, 600 de dislike-uri. Hai să zicem 600, 700. Deci n are nici 1000 de dislike-uri oricum, cu aproximație. Deci ăsta e cel mai tare video al lui Codrin Vă recomand să vă uitați la el că eu mereu râd la el când mă uit Ia ăsta cu cele mai proaste glume 128.000 de like-uri 1600 de dislike-uri Deci Codrin nici măcar nu primește dislike-uri Bine, sunt sigur că nu doar la el se întâmplă asta Uite, intrăm aici la Ciprian Lospa Ce are așa? 6.000 de like-uri și doar 45 de dislike-uri Dislike-urile astea sunt egal cu 0 practic Tagurează de ce Tagure are Uh, are lospa Loren login, curs, bani, succes, relații, fără sens. Cam așa se pun tagurile. Bine, eu mai pun multe taguri legate de mine, adică mai pun chestii cu tutorial, top pc jocuri PC slabe și astea ce am eu pe la căutări populare. În ideea dacă nu mai apare video cu special, poate cine știe, se nimerește, se uită unul la clipuri cu chestii de mă asociază și apare și clipul meu. În fine, cam asta a fost. E a treia oră când vreau să-mi fac ending-ul, dar sunt foarte guraliv. Sper că v-a fost util și ne vom auzi la alte videoclipuri. Dacă vreți să vă mai fac... Uite, chiar vreau să-mi sugerați niște extensii mișto. Dar nu extensii de astea de chat pentru YouTube să fie niște emoticoane în plus sau prostii de astea estetice. Nu, vreau extensii din astea mișto. Cum e asta cu tagurile? Asta cu tagurile o știu din 2016 de la Uzi. Ăla, Costi Uzi, Uzi Sama de făcea pasta. Așa asta cu dislike-urile știu de câteva ore Da vă aștept uh, Comentariile să vi le citesc Sper că v-a fost util și mai sugerați-mi extensii să Fac videouri cu ele Uite dacă chiar vreți o să fac un video în care Chiar lăsați în comentarii cu Youtuberi la care vreți Să le verific uh, Like astea uh, tagurile să văd dacă abuzează de taguri A ah, Și vreau să mai scrieți Dar să-mi spuneți așa Verifică tagurile sau verifică dislike-urile Vreau să spuneți dacă știți YouTuber care își dezactivează mereu Sau uneori își dezactivează bara de like-uri și dislike-uri dacă că știu eu pe unul care și-a dezactivat dislike-urile uh, Simion Tomiță Minecraft ia să vă și-a dezactivat la ăsta Asta e reupload, dar clipul original nu mai e asta e clipul furat Hai să văd așa Le are? Nu le are Deci dacă Dezactivează youtuberul uh, Dislike-urile nu pot să le văd în nicio, nicio formă Deci Dacă are dislike-uri dezactivate nu pot să le văd Acum mi-arată minus 1 Da nu știu în fine, uh, deci minusul nu dacă îi dau dislike. Bun, n-am nimic cu omul. Hai să-l să nu zică că-ți băiat rău, dar eu susim pe spa. Deci, uh, cam asta ar fi să-mi spuneți pe cine vreți să verific dacă abuzează sau nu de, uh, de taguri. Hai, ce au tuturor, mai recomandați-mi extensii că am lungit-o prea mult.